Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe jurnalul meu. Eu sunt Oana și toată luna lui octombrie desfășor aici pe canal provocarea curată în 30 de zile. În fiecare zi îmi aleg un lucru nou de curățat, un loc nou de organizat și vă provoc și pe voi să faceți alături de mine. Dacă vă place această serie sau acest filmuleț, nu uitați să-l distribuiți și pe pagina voastră de Facebook, astfel încât toți prietenii voștri să ne vadă, să ne cunoască și să participe alături de noi. Ca întotdeauna, indiciul este în spatele meu și astăzi vom curăța mașina de spălat vase! Mașina de spălat rufe mi-am curățat-o de curând, așa că nu mă mai bag la ea, dar astăzi vreau să vă arăt cum curăț eu mașina de spălat vase. Încerc să o fac foarte des, dacă pot și de mai multe ori pe lună, pentru că mi se pare că prinde un miros ciudat. Așa că o dată pe lună încerc să o curăț cu soluții dintre acelea profesionale și dacă mai reușesc o dată sau de două ori, o curăț cu oțet. Astăzi vom curăța amândouă variantele. O voi curăța pe dinăuntru cu oțet, după care îi vom da un ciclu cu o soluție specială cumpărată din magazin. Primul și primul lucru, o să încep să o golesc, pentru că, hei, da, o folosesc foarte, foarte, foarte des, o dată pe zi și este încă plină. Haideți cu mine să începem treaba! Va trebui să înlăturăm toate suporturile care se pot înlătura, astfel încât voi scoate coșul de amândouă. Voi înlătura acum filtrul, care sunt sigură că are nevoie de a fi curățat. Oh, da, da, da. Ia uita. Și o să înlăturez și această paletă ca să pot să o spăl. Pur și simplu trag. Acum vom trece în interior și o să șterg cu o cârpă muiată în oțet tot acest aluminiu ca să fiu sigură că l-am împrospătat. Folosind soluția mea de apă cu oțet, o să dau prin tot interiorul și o să șterg cu o lavetă. O să curăț și ușa și o să am grijă să curăț și marginile aici unde nu ajunge apă, ca să curățăm și voi insista și asupra garniturii pe care o vedeți aici, pentru că și aici se pot prinde resturi de mâncare. Voi trece acum să curăț și exteriorul. De la magneți, atunci când îmi rămân pete pe mașina de spălat sau pe frigider, frigiderul este deja plin de pete de la magneți. Rămâne ceva negru, așa, și de aceea încerc să nu mai pun, dar îl am pe bebe care se distrează și atunci am zis să las totuși pe el. Bun, am curățat și deasupra și trec acum să curăț părțile interioare. Pentru a curăța părțile interioare, o să pun ceva apă călduță în chiuvetă și o să pun puțin oțet și o să le curăț, iar această paletă încerc să trec sub jetul de apă ca să fiu sigură că nu i-au rămas resturi de mâncare în interior. Iar pentru a curăța filtrul, pur și simplu o să o înmoi așa și o să trec cu laveta curată pe el. Privește paletuța, există un truc, trebuie să-i puneți apă pe aici, pe deasupra, o, stați că nu vedeți, trebuie să-i puneți apă pe aici, pe deasupra și să vedeți dacă urge pe canalele de aici, de dedesubt, ca să vedeți dacă sunt înfundate sau nu, stați, iau mâna ca să vedeți, ceva de genul acesta, eu îi pun apă pe deasupra și ea curge pe aici, deci nu sunt înfundate canalele cu mâncare sau orice altceva.
cu această ocazie verific și dacă are nevoie de lichid din acela pentru strălucire și sare aici. Sare specială, da? Acesta aici extra va trebui înlăturat cu o cârpă. Sare mai am pentru că se poate vedea. Deci este ok. Acum vom pune filtrul la loc. Gata, ați văzut cât de simplu este. Acum eu am această soluție de curățare din magazin. O să o pun așa cu capul în jos, în coșul cu în care pun de obicei furculițele, lingurile, etc. Și o să-i dau un program de 65%, cum scrie pe ambalaj. Asta o fac odată la 3 luni. În rest, curăț doar cu oțet. Eu pun oțet și atunci când spăl vasele în mod normal, pun toate vasele și la urmă arunc așa 2-3 strop de oțet înăuntru și mi se pare că nu au acel miros de sintetic, de detergent și că sunt mai dezinfectate. Părerea mea personală, acum știți cum e fiecare, cum este învățat. Dar îmi doresc să întrețin cât mai bine, pentru că, sincer vă spun, nu cred că aș putea să trăiesc fără ea, fără mașina mea de spălat vase. M-aș bucura dacă mi-ați lăsat un comentariu cu modul vostru de a curăța mașina de spălat vase și cum o întrețineți, ca să mai învăț și eu ceva nou. Poate că e ceva la care eu nu m-am gândit. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșitul acestui filmuleț și pe mâine! Pa, pa!